de pepinierea. Da. Uite, pentru prima dată, atât în studio Etno TV, da, cât și în această echipă, da, cât și, trebuie să recunosc că sunt foarte curios și să-l văd și eu cum cântă, este acest tânăr la acordeon. Oh, Stelian! Stelian Cheptrosu. Haideți să-și aplaudăm, vă rog, Stelian. Așa. Foarte emoționat, pentru că el nu a mai văzut atâți artiști grămadă cât sunteți voi. Și foarte bun. Vine din Botoșan, este un cântăreț foarte talentat din acea zonă și ar fi păcat să nu-l promovăm, să nu-l ajutăm. Și să vină mai des. Și să vină mai des, da? Uite, îți dau microfonul. Bine ai venit, Stelian. Bună seara și bine v-am găsit, dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Aș dori, în primul rând, să încep prin a ura o primăvară cât mai frumoasă și deosebită tuturor doamnelor și domnișoarilor. Și totodată o primăvară cât mai frumoasă urez și tuturor persoanelor din comuna mea, comuna Păltiniș, unde s-a născut, iată, Sfântul Ioan Hozevitul. Și de asemenea vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că în pofida evenimentelor actuale reușim să ne întâlnim cu toții aici și să aducem un zâmbet tuturor telespectatorilor prin cântecele noastre. Să te ascultăm chiar acum! Talentat, chiar dacă ești la început de drum, să vii mai des la noi la Etno TV. Felicitări încă o dată. S-a plăcut, nu? Foarte mult, bravo!